Bună tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem un Q&A pentru că nu am mai făcut de mult timp și zic să vedem ce s-a mai... ce curiozități mai aveți voi de fapt, fiindcă am impresia că se repetă puțin. Însă, dacă nu v-am lămurit, o să încerc din nou astăzi să vă lămuresc vis-a-vis de toate întrebările voastre. Să începem cu prima întrebare. Stați că am primit un mesaj. Prima întrebare. Nu râdeți de părul meu, este așa mai messy, cum s-ar spune, pentru că mă gândeam așa că se potrivește, plus că nu stă niciun într-un fel. Prima întrebare. Ce concurent îți place de la Puterea Dragostei în afară de Cristi? Să mă gândesc. Îmi place de Andrada, îmi place și de Mariana, dar dacă se înțeleg, dacă nu se înțelege cu Cristi, nu. Pentru că nu îmi place când se ceartă ei doi. Mai îmi place de... îmi place și de Aia și îmi place și de... îmi place și de Andrei, nu ca iubit, pentru... așa ca și om. Chiar dacă mai are momente când mai se mai enervează. Dar e un băiat bun. Și mai îmi place... mi-ar plăcea și Maria dacă nu ar jigni atât de mult. Adică e o fată frumoasă, e o fată care se îmbracă super drăguț și are cuvintele la ea, dar dacă ar ști să-și controleze nervii și să folosească în avantajul ei inteligența pe care o are, și să arate mai mult inteligența pe care o are decât partea aia negativă. Și cam atât, cred. Sper să nu greșesc. Stați să-mi amintesc la băieți. Și Romeo e ok, e un băiat ok. Atât am impresia. Nu știu, nu mă judecați că nu îi mai țin minte pe toți. Am uitat. Îmi place și de Seia, că e super așa hazlie și tot timpul cu zâmbetul pe buze. La fete, stai să mă gândesc eu la fete. Cam atât. Bun. Trecem mai departe. Ești într-o relație cu Iancu? Am primit întrebarea asta de multe ori. Nu sunt într-o relație cu Iancu. Și cealaltă întrebare este dacă mi-aș dori să fiu cu Iancu. Nu mi-aș dori să fiu cu Iancu și nici el nu cred că își dorește. Eu zic că ne înțelegem bine ca și prieteni, ne susținem, ne încurajăm, dar consider că nu suntem pe aceeași lungime de undă, ne dorim lucruri total diferite, chiar dacă eu îl văd un băiat frumos, e un băiat drăguț, dar nu există chimia între noi doi. Bun, deci mai departe la a treia întrebare, faptul a patra. Ce faci în timpul liber? La mine nu există să mă plictisesc. Ori eu caut o activitate pentru creierul meu, îmi place foarte mult să stau pe TikTok, de acolo mă inspir foarte, foarte, foarte mult. Îmi place să comunic cu persoanele apropiate, îmi place să mă uit la seriale, îmi place să... de obicei weekendul mi-l rezerv pentru, sau timpul liber mi-l rezerv pentru a face curățenie, fiindcă, în general, atunci când mă duc la muncă sau am câte o filmare sau mă grăbesc și las haos în casă și de cele mai multe ori timpul îl rezerv pentru a face curățenie sau fac mâncare de multe ori sau, nu știu, caut câte un film dacă nu mă uit la un serial sau citesc sau, nu știu, învăț pentru BAC sau câte și mai câte activități am. Trecem mai departe. Vei încerca să-ți faci vreo relație? Da, bineînțeles că o să încerc să-mi refac viața, sau bine, e mult spus să refăcut viața, fiindcă nu am fost căsătorită sau ceva. Însă nu am de ce să nu fac o altă relație, fiindcă sunt o grămadă de băieți mișto în lumea asta și ceea ce caut eu la momentul ăsta ar fi destul de greu de găsit. Dar nu
nu-mi fac griji. Îmi stă oribil părul. Bun, trecem mai departe. Care este parfumul tău preferat? Parfumul meu preferat, v-am mai spus că este Lancôme Midnight Trésor. Alea este, nu pot să-l scot din minți, din minte. Și cel mai mult, și mai îmi place foarte mult, un parfum pe care l-am luat acum de la Victoria's Secret, se numește Dream Angel. Așa, și mai e cel de la Paco Rabanne Pure XS. Mai am pe acolo, dar... A, și Dolce Gabbana Garden. Astea sunt preferatele mele. Și, nu știu, până o să găsesc altul care o să mă dea pe spate, o să rămân la astea. 6. Îți iese dor să fii la puterea dragostei? Nu pot să zic neapărat că mi se dor de misiune, pentru că... nu știu... Cred că mi-ar fi greu să încerc să-mi caut din nou acum o relație în mediul acela. Mi-aș dori să mă ocup de muncă și de alte lucruri și dacă va fi să vină, va veni. Și mi-este dor mai mult de Istanbul. De toate magazinele, toate străzile, tot. Mai departe. 7. Care este ultima carte pe care ai citit-o? Ultima carte pe care am citit-o este Până la sfârșit de Ina Binder. Este al 4-lea capitol din... întregul ăsta sunt 4 capitole, al 4-lea capitol este spus din punctul ei de vedere și am terminat-o acum 2-3 săptămâni și de 2-3 săptămâni am început să citesc, deci mai am oricum până o termin, Ziua în care m-am iubit, cu adevărat, sau Ziua în care m-am iubit, de Andreea Săvulescu. Am început-o pe aceea. Bun, trecem mai departe. Și m-a întrebat aici dacă citesc des. Da, citesc destul de des. Îmi rezerv în fiecare seară, sau dacă nu în fiecare seară, cel puțin 3 zile pe săptămână. Citesc max, deci minim 10 minute. Pot să stau chiar și o oră, dar asta ar însemna să adorm pe la 3-4. Mai departe. Cât de mult contează pentru tine... sprijinul susținătorilor. Adevărul este că m-am motivat super mult și datorită vouă reușesc să fac foarte multe lucruri cu ușurință, mai repede decât mi-aș fi propus, pentru că sunteți voi din spate care mă împingeți să fac anumite lucruri și sunt conștientă că fără voi poate nu aș fi reușit atât de multe lucruri și nu mă refer neapărat la competiție după. Prin încurajările voastre, prin mesajele, prin tot ce mi-ați oferit. Și mulțumesc! Cum ai reușit să te îngrași? V-aș arăta acum ce am pe lângă mine, dar o să mă abțin. Doar ca să nu mă fac poftă. Am reușit să mă îngraș mâncând. Mâncând, nu mai fumând atât de mult. Beau destul de multă apă, mă hidratez. Sunt puțin mai atentă, pentru că înainte riscam să dau către o anemie din cauza faptului că nu mâncam. Dar acum nu mai am probleme, deși așa dacă poate, o să zic, nu, mai bine zic, nu vă mai zic. Trecem mai departe. Cum te hotărăsc să te înscrii la Puterea Dragostei? M-am înscris... pentru că treceam prin niște perioade super grele pentru mine, din cauza faptului că nu aveam încredere în mine, nu reușeam să am încredere în mine, fiindcă întotdeauna alegeam persoanele nepotrivite și am considerat că la momentul respectiv nu m-am gândit ceea ce înseamnă o emisiune televizată, m-am gândit pur și simplu la proiect în sine, pentru că mie când mi s-a spus că este vorba despre o emisiune de dragoste unde o să-ți găsești pe cineva. Și atunci când am auzit, parcă era așa o lumință la capătul tunelului și am zis trebuie să ajung acolo neapărat. Dar pot să zic că din fericire sau nu, am reușit, poate pentru o perioadă să-mi pierd mai tare încrederea mea, dar am reușit pe parcurs să mi-o câștig, datorită vouă. Trecem mai departe. În momentul acesta îți place vreun băiat?
Da, este ceva care place sau poate sunt mai multe persoane. Nu pot să zic mai mult. Mai departe. Cel mai mare defect sau și calitatea ta. Cel mai mare defect cred că este faptul că uneori am tendința de a fi egoistă. Și mi-aș dori să nu mai fiu și lucrez foarte mult la treaba asta. Și reușesc. Din fericire îmi iese. Și calitate. Ca și calitate. Stați un pic. Stați să mă gândesc ce aș putea să spun. Eu consider că cea mai mare calitate a mea este modestia. Cu toată modestia o spun. Mai departe. Ce calități ai moșenit de la mama și tatăl tău? De la tata, cred că am moștenit chestia asta de a fi cinstită. Nu suport să trădez, să fiu prefăcută. Tatăl meu întotdeauna spune adevărul în față. Nu, niciodată nu îl auzi să vorbească pe la spate, întotdeauna îți spune ce gândește, chiar dacă riscă să te rănească. Eu nu am chestia asta de la el, mama sunt ca și mama din punctul ăsta de vedere. Adică te las să fii așa cum vrei tu, nu încerci să te fac să te schimbi sau, da, pot să dau sfaturi, dar niciodată să-ți impun. În schimb, tata nu are nicio treabă, dar am moștenit chestia asta. Tata mi-a spus întotdeauna, tată, atunci când pui capul pe pernă, tu să fii liniștită cu tine. M-a îndemnat întotdeauna să nu furi și multe altele, nu mai enumăr. Deci, asta este de la tata. Dar de la mama, mama este cel mai bun om posibil. O spun cu toată modestia și cu toată sinceritatea. Mama, nu există om să aibă antipatie pentru mama, pentru că mama niciodată nu vorbește urât, ea niciodată nu jignește pe nimeni, absolut nimeni, nici când ar trebui să o facă, nu o face. Și ajută pe oricine. Dacă ar fi după ea, ar ajuta pe oricine. Nu o interesează, se lasă pe ea pentru a putea să ajute. Și mi-aș dori să fiu așa ca ea, dar din păcate nu sunt. Și aș putea să spun că de la mama cred că am la fel. Am moștenit eleganța, să-i spunem. Ea întotdeauna îmi spunea, mama, uite, mie îmi place când te îmbraci așa elegant, să fii întotdeauna elegantă, să fii întotdeauna aranjată. Totdeauna îmi spunea, da, mami, dă-ți tu un pic cu ruj, da, mami, fă și tu un pic codițe, fă și tu, aranjează-ți părul frumos, piaptă-te frumos, pune și tu rochițe, bijuterii. Totdeauna m-a învățat să fiu așa mai o lady. Și mi-a plăcut întotdeauna asta de mică. Bine, cred că întotdeauna am fost așa, pentru că, spre exemplu, Mona nu este așa. E mai băiețoasă, eu în schimb sunt invers. Dacă aș putea, mi-aș îmbrăca toată casa în roz, mașină, tot ce am să fie roz sau colorat. Cu sclipici, cu nebunii, cu... Na, fiecare cu piticii. Mai departe, ai purtat ochelari? M-a întrebat cineva treaba asta și uitasem de fapt că eu, da, am purtat ochelari până la 14 ani. Pentru că am avut strabism, adică un ochi se ducea așa și unul așa. Și am făcut o operație chiar la 14 ani și atunci am scăpat de ochelari. Însă vederea mea este la fel ca și înainte, adică strabism, am strabism. Mai departe. Foarte multă lume a întrebat părerea mea despre cuplul Mariana și Cristi. Am mai spus că nu vreau să-mi dau cu părerea la modul acela, pentru că nu sunt acolo cu ei, nu știu ce se întâmplă între ei, nu știu la momentul acesta ce este între ei doi, fiindcă văd și eu la televizor, dar nu știu mai mult decât știți voi, pentru că nu vreau să mă bag în viața lui și vreau să-l las să facă ce simte. Vis-a-vis de relația lor, părerea mea este că Mariana încă nu își dă seama că un băiat ca și Cristi trebuie păstrat în viața ta, nu un golănaș.
Că Cristi așa a fost dintotdeauna, a știut să respecte femeile, a fost întotdeauna o persoană romantică, protectivă. V-am mai povestit, Cristi a sărit de la 2-3 metri de undeva de sus ca doar ca să mă apere pe mine, că putea să meargă pe scări și nu, pentru că nu a rezistat, el așa este. Și este un om extrem de bun și extrem de sufletist. Singurul lui defect, cu toate că nu este defect, este calitate, este ceea ce am moștenit de la tatăl nostru, faptul că spune adevărul în față și adevărul de multe ori este dureros. El trebuie să învețe să-l împacheteze frumos cu fundiță roz. Și atunci, poate nu o să-și mai atragă atât de multe antipatii. Uneori și mie mi este antipatic, vă recunosc, din cauza asta, pentru că i-am zis, nu mai spune atât de dur, nu mai fi atât de dur, nu mai încearcă să menajezi oamenii. Eu spun ce gândesc, eu spun ce simt. Cam așa este el. Bun, trecem mai departe. Dacă ar fi să cumperi acum, a formulat într-un fel întrebarea, dar eu am pus-o mai pe scurt. Dacă ar fi să-ți cumperi acum, ți-ai cumpăra o casă sau un apartament? Eu mi-aș dori foarte mult o casă, fiindcă îmi doresc extrem de mult să am spațiu. Mie nu-mi plac lucrurile așa care sunt în care ies în evidență în casă. Mie îmi place tot să fie cât mai ascuns, să se vadă frumos. Și îmi doresc foarte mult o curte, unde pot să-mi pun și o băncuță, să pot să ieși eu la un ceai, la un suc, la un ce vreți voi. Și să pot și eu să-mi plantez câteva floricele, să simt, într-adevăr, că sunt ca acasă. Pentru că eu am trăit la țară și sunt obișnuită cu viața de la țară. Nu sunt obișnuită să stau într-un apartament, nu îmi place cum sunt acum. Doar că pot să zic că mă complac. Adică nu mi-este nici greu, nu mi-este nici ușor. Sunt ok, sunt la un nivel normal. Cred că am gesticulat atât de mult, deci că vorbesc engleză. Bun, mai departe. Unde ai vrea să te muți în viitor? Da, exact ce vorbeam mai devreme. Nu îmi doresc să mă mut undeva la țară din cauza faptului că nu sunt foarte multe oportunități la țară, iar eu nu sunt omul să stagnez. Mie îmi place să evoluez, să pot să fac cât mai multe lucruri și să am contact cu cât mai mulți oameni ca să pot, cum am spus, să realizez cât mai multe lucruri în viața mea. Inclusiv pentru copiii mei, ce ciudat sună, pentru copiii mei eu îmi doresc un viitor undeva la oraș, să-i duc să facă fotbal, să facă, să cânte, să ce vor ei. Eu ce vor ei, eu aia o să fac și o să-i încurajez. Și dacă ar vrea să mă mut, nu aș vrea să mă mut nicăieri, consider că Bucureștiul pentru România este cea mai bună oportunitate. În altă țară nu m-aș vedea să locuiesc, fiindcă iubesc România, iubesc cum suntem noi acum. Am stat în Turcia și nu aș fi dat Turcia pentru România dacă mi s-ar fi propus. M-a întrebat cineva, dar nu știu în ce mod a spus-o. De ce nu-ți operezi urechile? De ce nu-ți operezi și urechile? În primul rând, că după operația de mărire a sânilor, nu ai cum să treci imediat la o altă operație. Asta e pentru... Bine, e același răspuns, indiferent că ai spus într-un mod rău sau bun. Nu aș putea să trec imediat la operație la alta, plus că, din punct de vedere estetic, mă gândesc că ar trebui să stau cu bandajele alea, nu m-am interesat exact despre ce este vorba, însă ar trebui să trec printr-o a doua anestezie, cred, dacă nu mă înșel, nu știu, nu vreau să vorbesc prostii, însă sunt alte complicații și atunci nu vreau să-mi afecteze ceea ce fac eu acum. Eu am colaborări, am o grămadă de treburi, nu am timp, am un job, eu trebuie să mă concentrez momentan pe lucrurile astea, plus că nu sunt o necesitate atât de mare. Nu consider că am, știu eu, o baluniță în ochi. Na, ce exemplu mi-a venit. Bun, mai zice ceva. Cum mai descrie persoana ideală, tot așa am pus pe scurt, cum mai descrie persoana ideală, fără să includă nu. Deci, fără defecte, să spunem așa. Stați un pic, să intru într-o stare profundă. Dar stați un pic, stați, că las la final. O să răspund la ultimele astea întrebări, fiindcă o să mă emoționez un pic dacă vorbesc. Dacă trec așa foarte repede prin ele, nu o să răspund cum trebuie.
M-a întrebat cineva dacă mi-am pus silicoane. Da, mi-am pus silicoane, implanturi, eu le spun implanturi. Acum aproape, da, acum o lună de zile mi-am pus implanturile. Dar dacă vreți, îmi lăsați în comentarii și o să fac un vlog special despre lucrul acesta. Cum a decurs operația, toate detaliile despre operație, prețuri și tot ce mai aveți voi nevoie. Dar să-mi spuneți în comentarii dacă sunteți interesate, fetele. M-am operat la domnul doctor Constantin Stan și vorbim acolo, dacă vreți. Dacă nu, o să continuăm, pentru că am primit și multe mesaje, dar am preferat să nu vorbesc despre implanturi acum, ci într-un vlog diferit. Ce semnifică tatuajul de pe mână? Tatuajul de pe mână, ăsta pe care mi l-am făcut acum, cred că o lună și ceva, semnifică Bibi până să-și facă tatuajul respectiv. Adică, Bianca, cu capul în nori. Am fost mult timp cu capul în nori și nu m-am gândit la ce urmează să se întâmple. În schimb, de atunci încerc să fiu mult mai atentă cu viitorul meu. Și consider că tatuajul a fost un fel de... Pentru că eu am simțit durere în momentul în care mi l-a făcut. Durerea n-a fost la fel de mare ca tot ce am simțit eu până la 20 de ani, 21 de ani. Și oarecum am vrut... Au fost mai multe motive pentru care mi-am făcut tatuajul. Unul dintre ele a fost că am vrut să-mi depășesc frica asta și recent am auzit o chestie. Exact asta e și ideea. Terapia prin expunere, adică mi-am dorit extrem de mult să nu mai am sentimentul acela de frică. Durerea nu este copleșitoare, nu e... Am trecut prin altele și mai grele, cu pace din buze și cu alte nebunii. Adică a fost așa o durere destul de mică, însă în momentele alea era o etapă de maturizare pentru mine. Deci este Bianca cu capul în nori. Eu i-am zis Bibi. Ai întâmplat-o. Da, m-a întrebat cineva dacă mi-aș pune cercel în buric. Nu, ăsta este ultimul lucru pe care l-aș face vreodată în această viață, niciodată. Singurele găuri pe care mi le-am făcut au fost în urechi și mi le-a făcut când m-am născut. Dacă mi-ar fi pus după, nu știu dacă aș fi avut curaj să le fac. În primul rând, nu-mi plac găurile. Să se înțeleagă. Nu m-aș vedea să stau să mi să mă gândesc eu că ar putea să fac acolo o rană sau o chestie de genul. Doamne, deci mă șochează maxim. Nu, și mi se pare urât, mi se pare de pe timpuri, se puneau pe timpuri. Acum nu. Nu, și nu sunt stilul meu. Aș pune orice altceva, dar nu asta. Ce materii îți plăceau la școală? Mie la școală îmi plăcea foarte mult limba engleză și limba română. În rest, restul nu prea îmi plăceau, cred că și din cauza profesorilor, unii profesori mă făceau să nu-mi placă materiile lor, prin felul în care predau sau... Și mai aveam o oră care îmi plăcea, era... Făceam tot felul de degustări la școală cu... Și ne aduceam poate fructe, legume, le degustam și atunci noi făceam tot felul de caracteristici. Pentru că am făcut profilul industrie alimentară. Înțelegeți voi. Și mai avem încă două întrebări și apoi să răspund la ultima întrebare. Mai ai încredere în bărbați după atâtea eșecuri? O să mă leg de ceea ce am spus mai devreme. Dar întâi să răspundem la altă întrebare. Cu ce ți îngrijești părul? Nu fac nimic la păr, absolut nimic. Mă spăl cu șampon. Mai dau cu balsam din când în când, dar atât, nimic. Wow. Și poate cu ulei, cu o zi înainte de a mă vopsi, de a mă spăla pe cap, pentru că se întâmplă să mai fie uscat, nimic altceva, plus că mă vopsesc la rădăcini. Și să răspund la întrebările astea două, dacă mai ai încredere în bărbați cu atâtea eșecuri. Eu nu o să încadrez toți bărbații în aceeași categorie. Consider că suntem diferiți. Și atunci unii pot părea într-un fel și putem să-i credem altfel, nu, de fapt ei să fie într-un fel și noi să-i credem altfel,
pot să se prefacă și mai departe. Nu, nu o să dezvolt. Eu prefer să cunosc. Am oricum un simț destul de dezvoltat când vine vorba de oameni și îmi dau seama foarte repede. Și până la urmă, dacă stau să mă gândesc, mai încredere în bărbați după atâtea eșecuri. Întrebarea este, mai ai încredere în oameni după atâtea eșecuri, după atâtea trădări? Fiindcă m-au trădat și femei și bărbați, nu doar femei, nu doar bărbați. Și am zis că nu-i bag pe toți în aceeași școală. Așa că nu, nu are legătură. Mai am încredere, sigur că da. Și o să încerc să fiu mai precaută decât am fost până acum. Poate dacă ne eram de 100 de ori, acum să fiu de 1000 de ori. Și să nu mai fac compromisuri de niciun fel. Cum mai descrie persoana ideală? Fără să includă, nu, da. Persoana ideală. Bun. Fiți atenți, că eu o să mă uit într-un punct și o să-mi imaginez exact cum doresc eu să fie. Doresc super mult să fiu o persoană care își dorește să mă simt ca în camera roșie. Dacă vă amintiți momentul în care eram în camera roșie și stăteam acolo singură și descriam bărbatul perfect din punctul meu de vedere sau cum aș vrea să fie pentru mine. Mi-aș dori un bărbat care să-și dorească să evolueze, care mă face să râd, care își dorește să facem lucruri împreună, care este dispus să mă ajute oricând aș avea nevoie și, bineînțeles, și eu l-aș ajuta oricând ar avea nevoie, să accepte ajutorul meu. Mi-ar plăcea să nu fie dependent de familie. Doresc un bărbat independent, care știe ce vrea de la viață, care își dorește copii, care are nevoie de protecție, fiindcă eu ofer protecție mai mult decât pentru viața mea atunci când iubesc. Un bărbat care să înțeleagă glumele, să fie inteligent, să le prindă, să se înțeleagă din priviri cu mine, să nu trebuiască să fac mare lucru. Care să mă aprecieze, să știe să mă aprecieze, fiindcă am și eu calitățile mele, știu și eu calitățile mele. Care să-mi ofere atenție, îmi place foarte mult atenția, chiar dacă nu pare. Îmi place să primesc atenție, îmi place să primesc complimente. Mai gândesc acum. Care să-mi înțeleagă nevoile, să-mi înțeleagă stările, fiindcă am și eu multe stări, fel și fel. Dar nu e ok. Am să zic să nu fie supărăcios, dar odată ce e inteligent, n-are cum să fie supărăcios, care înțelege. Cam așa ar fi ceva. Da, altceva nu aș mai avea ce să zic, pentru că bine e foarte mult să zic să nu, fiindcă eu mai mult știu ce nu-mi doresc decât ce îmi doresc. Dacă vă dați seama în ce punct am ajuns să nu-mi doresc niște lucruri. Cu toate că suntem diferiți și, na. Da, cred că astea sunt lucrurile esențiale. Da, îmi place foarte mult să fie îngrijit, să fie